și ambiția patronului Ioan Nicula este aceea ca echipa să prindă un loc de cupă europeană. Marco Branco, un om de fotbal care a activat pentru Benfica, îl urmărim pe Borboianu, centrarea lui Borboianu, gol! Gol Astra, marchează Lionel în minutul 12. Frumos reușit de Astra, prea ușor depășit Geraldo, atacat decisiv în tușă, nu prea se face așa ceva, trebuie să tatonezi în acea zonă. A luat mingea printre picioare portughezul și iată răzbunarea într-o oarecare măsură a lui Ștefan Borboianu pentru acel autogol din finala cupei în sezonul trecut. O diagonală acum. Dănănaie. Până acum însă Dănănaie nu urcă absolut deloc. Preferă să rămână undeva la 40-50 de metri de poarta lui Lung. Execută din nou Kipciu de la, din acea zonă, o centrare bună și este gol! 1-1, Steaua Astra. E nevoie și de noroc la astfel de faze, la prima ezitare a defensivei ploieștene. Raul Rusescu îl învinge pe Silviu Lung Junior, al 10-lea gol al lui Rusescu în acest sezon în campionat. Raul Rusescu, un oportunist, un jucător care marchează și care l-a făcut pe selecționerul Victor Pițurcă să declare că nu știu ce joacă, dar îl voi convoca pentru că dă goluri. Iată ezitarea lui Silviu Lung, prins într-o zonă a nimănui, nici nu a ieșit, nici nu a stat în poartă. Nu a reușit acolo Borboianu, cred că a fost jucătorul care a încercat să scoată cu capul acea minge. Într-adevăr, Ștefan Borboianu, jucătorul care a pus umărul la ultimul succes al Stelei, victoria din Cupa României împotriva lui Dinamo. Din urmă cu un an, Raul Rusescu, al treilea gol în trei partide pentru Steaua. A reușit să egaleze destul de repede, n-a trecut prea mult timp, nu s-a instalat panica. Ce șut și ce gol! Uluitor! Paul Pârvulescu trimite o diagonală în genul celei cu care Hagi a marcat la campionatul mondial din 1994. Superbă reușită a fundașului stânga al Stelei. Da, ceea ce se confirmă, ceea ce spuneam în debutul partidei, fundașii lateral trebuie să aducă un plus în această partidă și Pârvulescu, care urcă la această fază cu mult curaj, își ia inima în dinți și trage de la distanță, prinde un șut senzațional, mingea cade la colțul lung în plasa laterală. E păcat ca Pârvulescu să nu-și folosească aceste calități ofensive pe care le are și marchează un gol magnific. Iată ce înseamnă să ai curaj, să ai încredere în posibilitățile tale. Probabil Pârvulescu, încurajat și de încercările de mai devreme ale coechipierilor săi, este un lucru pozitiv că Steaua încearcă în permanență șutul de la distanță ca armă împotriva unei apărări care stă așezată pe două linii. Așa și